cetatea din frumoasa Sicilie, mai exact din orășelul Cefalu. Eu îi spuneam Cefalu până acum, dar are accentul pe U, așa că presupun că este Cefalu. Așa o se spune acum înainte, stați așa că deja îmi tremură mâna. Bun, am ajuns aseară după multe drumuri și multe mijloace de transport schimbate. Am plecat cu trenul din Iași spre București, apoi am luat avionul spre Palermo, apoi am luat un autobuz care a făcut cam o oră de la aeroportul din Palermo până în oraș, până la gara centrală din Palermo. După care am stat acolo și am luat un tren ca să ajungem în Cefalu. Așa că vă imaginați că aseară când am ajuns am fost super obosiți, terminați practic, și n-am apucat să vorbesc cu voi. Am mai filmat, cred că, puține chestii pe aici și după aia somn. Dar astăzi începem ziua cu forțe proaspete, pentru că am dormit destul de bine azi noapte. Oricum, la cât eram de obosită, nici nu aveam cum să nu dorm bine. Vreau să vă arăt întâi puțin pe aici cazarea, după care o să ieșim să bem o cafea Tibi și eu un cappuccino și să mâncăm ceva bun. Și nu mai ieșim la plajă acum de dimineață, mă rog, de dimineață, că deja e 10 și ceva, că nu mai apucăm. Oricum, este foarte cald, foarte, foarte cald. Asta o să-mi pună capac, pentru că nu prea suport căldura și soarele, dar măcar o să ne bucurăm de apă, care am înțeles că este foarte, foarte cald. Și o să ieșim mai pe după amiază, după 4, ceva de genul, la plajă, să vedem și noi cum este. Ce nu mi-a plăcut până acum este că e foarte aglomerată, mă rog, zona asta de centru, cum ar veni, de centru istoric, foarte aglomerată. Străduțele sunt pline, pline ochi și e cam greu să te miști printre oameni. Și pe mine mă cam enervează așa chestia asta când văd străzile pline de oameni și nu am pe unde să merg în ritmul meu, pentru că eu merg destul de repede. Stați așa că îmi dispare vocea și îmi tremură mâna, îmi cer scuze că vă tremur. Și da, chestia asta mă cam îmi gastă pe creier, dar asta este, n-avem ce face. Bun, vă arăt pe aici ce este de arătat, să nu vă speriați de dezordinea, bineînțeles, pe care am lăsat-o în cameră. Dar o să vă arăt niște chestii foarte faine, mai exact cele două, pentru că sunt două priveliști pe care le avem, foarte, foarte faine. Bun, vă arăt asta, după care o să ieșim și noi la plimbare. Asta este una din camere, camera din care am și filmat. Este camera în care stau eu cu Tibi, da, scuzați deranjul de pe acolo. Sunt două paturi, chiar credeam că dormim ca la cămin, așa, în paturi separate. Și acum o să ieșim pe hol. Acesta este holul. Stai puțin că filmez. Aud mai încolo. Așa. Acolo este baia. Un hol. O să-l vedeți și pe Tibi, probabil, pe aici. Ești dezbrăcat? Hai că nu te filmez. Aici este o zonă de living și bucătărie. Și Tibi care stă ca un boss pe fotoliu și să vă arăt ce este cel mai important, și anume una dintre priveliști. Stați așa. O să vă bată soarele foarte, foarte tare. Așa. Sper că se vede ceva. Deși este soarele în spate și nu știu cât se vede. Aceasta este roca, roca di Cefalu, pe care noi avem intenția să o urcăm. Nu știu cum și când, dar vedem noi. Cred că nu o vedeți foarte bine, dar am să mai filmez eu când nu o să mai fie soarele așa de puternic. Și în partea cealaltă se vede marea, dar mai avem o priveliște și mai faină de atât. Stați așa. Și acum ajungem în cea de-a doua cameră. Este camera în care stă sora mea, pentru că am venit cu ea, mă rog, cu ei, cu sora mea, cu natul meu și cu nepotul meu. Trecem peste... Ai, că la ei e ordine. Bun. Nu e ca la noi. Cam așa arată camera. Și stați așa, că o să fie de lucru aici. Cea mai faină priveliște. O să vină îndată. Stați așa, că... E complicat aici acum. A, nu, e deschis. Ok, bun. Tada, sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți să vă bată soarele în față? Hai măi! Da, mă bate. Ok, hai că ești pe aici. Tada! Acolo este marea, din nou. Deci este absolut superbă această priveliște. Bine, era fain să avem terasa aia de acolo, mă rog, care nu este a noastră, bineînțeles. De acolo cred că este și mai faină priveliștea, dar nu contează. E ok și așa. Și aici... Acolo sus este turnul, de fapt sunt două turnuri, sunt două, de la catedrala din Cefalu, pe care intenționăm și pe asta să o vizităm, am înțeles că se poate intra. Da, și asta este priveliștea, stați să fac și un zoom.
Dacă mai lăsa așa o zi întreagă pe balconul ăsta, să admir această minunăție. Oricum o să fie foarte trist când o să trebuiască să plecăm. Stăm doar 3 zile, mă rog, au fost 4 cu tot, cu cea de ieri, de aia a fost pierdută pe jumătate. Și mai avem doar 3 zile. Dar să nu ne gândim la asta și să ne bucurăm de momentul pe care îl avem acum. Am început ziua cu bine, mi-am luat 3 chestii tradiționale. Asta se numește arancina al burro. Nu? Așa? Bun, da. Da. Și este o bombiță, după cum se poate vedea, făcută din orez cu ceva mozzarella înăuntru și unt. Asta este granita, asta este și la noi, dar la noi e mai lichid o leacă. Deci e practic înghețată cu aromă, da. Ceva de genul. Și am luat cu mentă. Și aici este partea cea mai interesantă. Este o brioșă imensă. Așa. Nu mai este. Plină de alo. Stai cu rămâna, ai noroc. Deci nu sunt singura cu tremurată mâine, da? Așa. Este o brioșă plină de înghețată. Plină, care o să se topească până mănânc eu chestia asta. Dar da, mi-am luat cu fistic și cu nuci, ceva de genul. Da, deja am plongur, așa că vă las ca să mănânc. Am venit puțin pe plajă cu un prosecco pe care bineînțeles că nu-l focalizează, dar nu e important, oricum nu e cel mai bun. Nu asta contează. Ce contează este acest peisaj absolut superb. Este genial. Se aude și marea și atât de relaxant, atât de fain. Este a doua zi în Cefalu și am venit aici în living să vorbesc cu voi, pentru că aici este aer condiționat și este mult mai bine decât în restul casei. Bun, ce vom face astăzi pentru un moment? Eu deocamdată am rămas singură acasă, ceilalți s-au dus să mănânce, dar eu am fost puțin mai leneșă. Și după ce o să ies și eu, vrem să vizităm catedrala despre care cred că v-am spus ieri. Da, v-am arătat turnurile, se văd de aici, din cameră, din casă, mă rog. Așa, după care vrem să mergem la lavatorio, sper că pronunț corect. Este un fel de zonă de spălat, ceva de genul, care este foarte, foarte veche. Nu știu exact de când, dar o să aflu când ajung acolo. Și cam asta ar fi de vizitat așa, momentan, pe dimineață. După care vrem să mergem la niște magazine de suveniruri, să vedem ce ne sare în ochi, ce putem lua. Și cam asta ar fi programul, nu știu pe după amiază ce facem, însă ieri după amiază am fost puțin la plajă, deși plajă e cam mult spus, pentru că eu nu am stat la plajă efectiv, am stat cu prosopul pe mine cât eram pe nisip și am stat mai mult în apă, o bucată fără colac, o bucată cu un colac împrumutat de la nepotul meu, pentru că nu știu să not, și erau valuri
Destul de mari, nu foarte mari, dar pentru cineva care nu știe să înoate, erau mari, să spunem. Și ce nu mi-a plăcut a fost faptul că e foarte murdară apa, e plină de alge în primul rând, ceea ce nu mă așteptam, stați puțin să schimb mâna, nu mă așteptam pentru că ce-am mai văzut din poze și din alte vloguri la care ne-am tot uitat până am ajuns aici, apa era foarte curată, foarte cristalină, ca o apă cristalină. Știți piesa, probabil? Și nu a fost cazul. Chiar e foarte murdară și nu numai de alge, ci și de mizerii aruncate de oameni, ceea ce e foarte trist. Și, da, am fost puțin dezamăgită din punctul ăsta de vedere. Mă așteptam să văd așa o apă foarte curată, să se vadă fundul mării când te uiți în apă. Și, da, am fost puțin dezamăgită din punctul ăsta de vedere. În schimb, este foarte caldă apă. Foarte caldă, ceea ce e perfect pentru mine, pentru că sunt friguroasă și de obicei când merg pe la mare și intru în apă dârdini, dar aici nu a fost cazul. Bun, cam atât cu vorbăraia, pentru că trebuie să ies, deja sunt într-o mică întârziere, trebuie să merg să mă întâlnesc cu ceilalți și ne mai auzim, ne mai vedem pe parcurs. Nu v-am arătat ce scări avem până la cazare, este prima oară setul acesta. Astea sunt și cele mai abrupte, stați așa, să încerc să cobor fără să alunec. Alo, lumina, apoi o dreaptă, mai e un set așa micuț, lejer și, tada, da, până acolo jos sunt multe, multe trepte. Și l-a coborât, mai e cum mai e, dar l-a urcat, e destul de trist, mai ales dacă vii cu bagaje.